Și acum vom merge la vestitul filtru de polen. De la Opel Astra. Se desface torpedou și se ajunge acolo înăuntru. I-am desfăcut șurubelele ca să-mi fie mai ușor. Și voi scoate filtrul de polen de aici. Așa. Filtrul de polen. Care l-au băgat fabricanții ăștia? Nu mai e niciodată la băgat. A crescut puțină rapiță, dar merge. Are nicio treabă. Puțină rapiță, doar atât are. Dar aici ce are? A făcut șoarici cuib. Cum așa? Păi fabricantule, futu-s gâtul, mătii, unde l-ai pus tu filtrul ăsta de polen? Cum să-l curețe fata asta, mă, filtrul ăsta de polen? Hai să-l băgăm pe ăsta nou. Care are o săgețică. Un filtru uman care are o săgețică. Cum vine, da? E, aceste săgeți trebuie să vină către aerotermă. Și îl vom băga la loc. Așa. Fabricantul măsii la mânii lui. Așa. Așa. Fabricantul măsii. Îl vedeți cu mine? Așa. Și intră filtrul nou acolo. Strânge el grămadă în toate felurile. Vestitul filtru de polen. Așa. 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 Gata. Gata. Vestitul filtru de polen. A adus tot. Și este foarte, foarte bine. Și am băgat și filtrul de polen. Și acum îi punem căpăcelul la loc. Așa. Îi punem căpăcelul la loc. Acest filtru de polen. Așa. Așa și filtru. Și acum are 3 șurubele mici. 1 2 și 3. Fabricantule, ce-ai cât am cu filtrul ăsta așa? E mașina asta de mare. N-ai avut unde să-l baci. Așa. Gata, fetele. Asta e tot. Încureața aici să curgă jos mizeria. Așa. Și gata, așa, acest filtru de polen. Și să-i punem și torpedoul la loc.